Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem la un nou interviu Focus Press, de această dată la PSD Tulcea, iar alături de mine se află domnul viceprimar Dragoș Simion, candidatul PSD Tulcea la primăria Tulcea. Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc că ne-ați primit și că ați acceptat să discutăm despre ce doriți dumneavoastră să faceți dacă obțineți acest mandat de primar. Voiam să vă întreb mai întâi dacă există sondaje, care sunt șansele pe care le previzionați pentru data de 9 iunie. Dacă vreți să vă spun, eu, din punctul meu de vedere, sondajele sunt irelevante. Ele relevă doar o stare, de fapt, la un anumit moment și nu cred că sunt esențiale în activitatea noastră și în campanie. Cred că cel mai important sondaj este ziua alegerilor, respectiv data de 9 iunie, când cu toți cetățenii își vor exprima opțiunea pentru noi, cei care candidăm. Mergeți pe străzi, vorbiți cu cetățenii. Care este pulsul Eu, în ceea ce privește activitatea de campanie, dar nu numai, eu am făcut în mod permanent ieșiri în teren. Îmi place foarte mult să relaționez cu oamenii, să socializez, să aflu nevoile cetățenilor, pentru că nu poți să faci administrație dacă nu afli nevoile cetățenilor. Nevoile cetățenilor sunt multiple și pentru a face un program de guvernare locală, dacă vreți să-i spunem așa, pentru o unitate administrativ-teritorială, este imperios necesar să colectezi informațiile chiar din timp, cu mulți ani poate înainte, să vezi nevoile cetățenilor și să reușești să, în primul rând, să-ți dai seama dacă poți să faci lucrurile acestea, dacă poți să le rezolvi problemele cetățenilor, iar apoi să intri în problemă și să reușești să le rezolvi. Da, merg în fiecare zi pe teren, stau în fiecare zi de vorbă cu oamenii. Sunt primit cu deschidere totală, oamenii mă cunosc pentru că eu sunt născut, crescut în orașul acesta. Toată activitatea mea profesională și ca antreprenor mi-am dus-o în municipiul Tulcea, iar toți cetățenii mă primesc bine, chiar și aceia care mă cunosc și aceia care nu mă cunosc. Pentru mine este o reală plăcere să întâlnesc în fiecare zi oameni, pentru că numai așa reușim să stabilim relații chiar și interpersonale și să-mi ating un obiectiv pe care nu l-am scris nicăieri. Să reușesc să unesc această comunitate. Bănuiesc că vă bazați pe o imagine pe care v-ați creat-o ca viceprimar. O imagine creată ca viceprimar, dar nu numai. O imagine creată în decursul întregii mele activități, pentru că în toată activitatea mea profesională am lucrat cu oameni, am lucrat cu foarte mulți oameni. Am fost manager ale unor companii foarte bine cunoscute în România. Am lucrat cu diverse categorii socioprofesionale și din toată activitatea reușim să acumulăm un capital de imagine, dacă vreți să-i spunem așa. Iar oamenii ne percep așa cum sunt. Mie îmi place să fiu perceput așa cum sunt. Și niciodată nu mi-am dorit să mă schimb. Lucru pe care nu-l voi face. Știm cu toții că toată lumea spune că, dom'le, în momentul în care ajungi într-o anumită poziție, te schimbi. Pe mine n-a reușit să mă schimbe nici funcțiile, nici scaunul pe care am stat. Eu am reușit să fiu mereu același om, pentru că nu mi-am dorit să fiu altul. Și același lucru se va întâmpla și de acum încolo. Chiar și în situația în care tulcenii îmi vor acorda girul să devin primarul municipiului Tulcea, vreau să fiu un alt fel de primar. Vreau să fiu un primar care să aibă o deschidere totală către oameni, să fie același om care merge pe stradă, care merge la piață, care își duce copilul la un loc de joacă. Sunt un om absolut normal și asta îmi doresc să fiu. Să fiu, de fapt, un partener al tulcenilor și nu un politician cu care noi ne-am obișnuit deja. Vreau să fiu un alt fel de primar. Nu spun că e cazul dumneavoastră, dar noi ne-am obișnuit așa în campanii, toată lumea e deschisă, candidații sunt deschiși,
și spun că după vor fi tot timpul deschiși discuțiilor cu cetățenii, iar apoi se închid cumva în birou și nu mai ies, nu mai apar, nu mai primesc pe nimeni. Așa este. Aveți dreptate. Aveți dreptate pentru că lucrurile astea le-am observat și eu în decursul anilor. Eu m-am implicat relativ recent în politică, în anul 2020, când am luat decizia de a mă implica pentru Tulcea și nu am vrut să mă implic într-o altă direcție și nici pentru alte funcții. Dar vreau să vă spun un lucru, că aici depinde totul de om. Depinde de ce fel de om ești și de aici pleacă totul. Eu... această deschidere am avut-o tot timpul. Oamenii care mă cunosc mă știu că așa sunt eu și că ceea ce fac, fac cu toată dragostea mea pentru acest oraș și dacă m-am implicat să reușim să ducem orașul nostru în direcția corectă pentru noi și pentru copiii noștri. Este foarte important să lăsăm ceva în urma noastră, nu numai să ocupăm o anumită funcție trecătoare, că toate funcțiile sunt trecătoare. Ocupând funcții de conducere de la vârstă foarte fragedă, de la 24 de ani, am cunoscut ce înseamnă funcția, ce înseamnă puterea, ce înseamnă munca aferentă fiecărei funcții și cu atât mai mult acum am plecat cu un gând personal, dacă vreți, și vi-l exprim, acela că un primar nu este doar conducătorul unei instituții, nu conduce o instituție oarecare. Un primar își asumă să conducă destinele, în cazul nostru, a 10.000 de oameni. Este o responsabilitate morală imensă pe care trebuie să o conștientizezi. Eu o conștientizez, îi simt greutatea, îi simt apăsarea și pentru mine această greutate, această apăsare a responsabilității morale față de oamenii în rândul cărora trăiesc de o viață, mă motivează și mai mult, mă face și mai puternic. Și vreau să aduc plus valoare acestei comunități și să le ofer o viață mai bună concetățenilor mei. Sunteți economist, spuneați că sunteți și jurist. Așa este. Credeți că vă vor ajuta aceste domenii pe care le-ați studiat să fiți un primar bun? Oh, da. Cele două domenii se îmbină perfect și lucrul ăsta l-am învățat de la oamenii care m-au îndrumat la începutul activității mele profesionale să urmez aceste două linii, economic și juridic. Ele se îmbină extraordinar de bine pentru că ele sunt de fapt baza și esența oricărei activități. În orice activitate noi ne lovim de partea economică, dar în același timp și de legislația pe care trebuie să o respectăm. A cunoaște cele două părți înseamnă să iei decizia corectă, să iei decizia legală și mai departe de atât trebuie să intri și în celelalte domenii, dacă vreți. Eu am lucrat la un moment dat ca o paranteză în sectorul de drumuri și poduri, în construcție de drumuri și am fost foarte interesat să aflu de la inginerii cu care lucram, să aflu toate detaliile pe care le-am putut afla și să le înmagazinez în mintea mea din punct de vedere tehnic, pentru că eu așa o văd. În primul rând trebuie să ne uităm la dezvoltarea personală. Dacă vrei să faci performanță, trebuie să te dezvolți personal. Trebuie să aprofundezi în mod permanent noi și noi domenii pentru a conduce, pentru că primăria sau orașul în sine este o activitate pluridisciplinară. Trebuie să cunoști din toate, pentru că tot timpul eu am mers pe o singură idee, am spus că un manager, iar primarul este un manager trebuie să fie apt la un moment dat să înlocuiască pe fiecare om din subordinea lui. Abia atunci când reușești să înlocuiești un om din subordinea ta, înseamnă că poți să conduci acea entitate spre succes. Spuneați de activitatea dumneavoastră ca în zona privată. Și totuși, de obicei, antreprenorii merg către PNL, către partea liberală. Noastră sunteți membru PSD, candidați din partea social-democraților, cum de nu ați venit către acest partid? O să vă răspund scurt. Da, logic, așa este, că un antreprenor
face parte din categoria liberală, să spunem așa. Mai des întâlnit, da. Dar eu mi-am îndreptat atenția și am acceptat propunerea Partidului Social Democrat de a candida pentru funcția de primar a municipiului Tulcea și de a mă alătura echipei social-democrate de la Tulcea, pentru că aici am găsit oameni de calitate, oameni pregătiți, oameni profesioniști alături de care să poți construi. Am găsit tot sprijinul de care am nevoie atât eu personal, dar și de care are nevoie orașul în sine. Pentru că lucrurile nu se fac de unul singur. Niciodată nu o să reușim să facem nimic singuri, ci lucrurile se fac în echipă. Iar aici am reușit într-adevăr să găsesc echipa care să corespundă așteptărilor pe care le-am avut eu din timp despre politică. Nu neg faptul că sunt oameni pe care îi cunosc de foarte mult timp, cum îl cunosc și pe domnul președinte Horia Teodorescu, de foarte mulți ani, înainte să fac domnia sa politică și înainte să fac eu politică. Ne-am cunoscut încă din mediul privat și ca domnia sa mai sunt alți oameni din interiorul Partidului Social Democrat și da, aici mi-am găsit locul, aici mă simt acasă. Simt că am cu cine și cu siguranță împreună cu această echipă vom reuși să ducem Tulcea către linia succesului pe care nu l-a înregistrat în ultimii ani, din păcate, dar vedem că la nivel județean lucrurile au evoluat, investiții, județul arată frumos, infrastructura, absolut tot ce vrem. Și este momentul să punctăm și să aplicăm tot ceea ce știm întreaga echipă, astfel încât, într-un termen relativ scurt, spre mediu, să reușim să aducem municipiul la adevărata valoare. Pentru că Tulcea este amplasat într-o zonă binecuvântată de Dumnezeu și suntem o comunitate multietnică atât de frumoasă, încât suntem exemplu pentru întreaga Europa, nu numai pentru țara noastră. Da, așa e. Și cred că undeva acolo există un filon social-democrat. Există. Pentru că într-o conferință anterioară ați prezentat din programul de guvernare locală pe care l-ați creat și am văzut măsuri într-adevăr care măsuri de stânga sociale, da. Așa este. Știți de unde vin toate aceste lucruri? Eu sunt un om care am construit de la zero sau de la minus 1 și, mai bine zis, de la minus 1. Și am, în toată perioada în care am fost educat, crescut, pregătit, am învățat să am respect față de oamenii care au făcut lucruri pentru noi, pentru generația noastră, dar am învățat faptul că trebuie să ne implicăm și să dăm șanse și să creștem generațiile care vin după noi. Nu știu, nu le-aș putea numi exclusiv măsuri de stânga, să spunem, sau măsuri socialiste, dar trebuie să acordăm respectul cuvenit și sprijinul cuvenit celor care au construit această țară, seniorilor noștri, oamenilor care ne-au adus aici pe noi. Noi cei care astăzi suntem aici suntem datorită înaintașilor noștri, a părinților noștri care ne-au educat, ne-au pregătit, au investit în noi. Dacă ne aplicăm asupra generațiilor care vin după noi, este de datoria noastră absolută să ne sprijinim copiii, să-i educăm corect, să-i educăm spre linia civilizată, pentru ca și noi, la rândul nostru, să beneficiem de aceeași atenție când vom deveni seniori pe care noi o acordăm seniorilor noștri. Este un parcurs firesc, normal al vieții, iar în mijlocul ecuației, oricărei ecuații politice, economice, stă omul. El este centrul oricărei ecuații. Iar eu țin foarte mult la oameni, am o afinitate față de oameni și pentru mine resursa umană, din toate punctele ei de vedere, constituie factorul și punctul esențial în jurul căruia trebuie să dezvolte orice activitate. Vorbeați de măsuri de sprijin pentru tineri, pentru cuplurile tinere, pentru părinții, proaspeți părinții, vorbeați de sprijin pentru afaceriști. Da, așa este. O să detaliem puțin despre partea aceasta. Știți de unde mi-a venit acest imbold de a sprijini foarte mult tinerii părinți și ulterior partea de business, dacă vreți așa, care
Vedeți că socialist, dar mă duc în partea de business, pentru că e o istorie întreagă prin care am trecut. De ce vin să sprijin foarte mult tineri? Pentru că eu sunt un om care am plecat de la nimic, de la zero. Mi-aduc aminte că am plecat cu mâinile în buzunar de acasă, efectiv. Am fost nevoit să, pe propriile puteri, să-mi urmez studiile superioare, să mă angajez, să lucrez, să-mi cumpăr o casă în rate, cu mari eforturi. Știu ce înseamnă această greutate, pentru că mi-aduc aminte că și acum plătesc rate la primul apartament pe care mi l-am cumpărat. Ori, datorită acestei perioade grele din viață prin care eu am trecut, acum am ajuns la punctul în care am posibilitatea să fac lucruri pentru tineri și tocmai de aceea vreau să-i sprijin cu un minim, să spunem așa, faptul că putem să înființăm sau să construim un cartier pentru tineri. Ce înseamnă? Să alocăm terenuri tinerilor, dar să nu treacă prin aceleași faze prin care au mai trecut și alți tineri, doar li s-a dat un teren fără utilități, fără absolut nimic să dezvolte. Nu, acel cartier când îl dezvolt cu toate utilitățile, iar tinerii să primească un sprijin real, pentru că știm cu toții ce înseamnă să cumperi un teren, să tragi utilitățile și când ajungi să construiești casa nu mai ai cu ce. Este un punct esențial, pentru că tinerii trebuie să beneficieze de un sprijin real. Acești tineri care sunt proaspăt căsătoriți, care vrem să le acordăm un stimulent financiar, bineînțeles condiționat de faptul că ei trăiesc, activează și că au un job în oraș aici, o perioadă de minim 6 luni, atestă apartenența tinerilor la această comunitate și implicit prin această apartenență noi venim să-i sprijinim în mod real pentru a se dezvolta în comunitatea noastră, urmând să aibă și ei să-și întemeieze familie, să aibă copii, iar știm cu toții că în primele 3 luni de viață ale oricărui copil este absolut nou totul pentru noi și încercăm să ne descurcăm cu de toate. Venim cu un sprijin minimal, să spunem, prin acel pachet copiii noștri, viitorul nostru, prin care să acordăm asistență de specialitate tinerilor părinți, să acordăm un pătuț, o pilotă și cele necesare copiilor în vârstă de până la 3 luni. Să îi sprijinim în startul în viață, pentru că este foarte important să primești cel mai mic sprijin la început de drum în viață. Iar legat de acele stimulente pentru antreprenori, la ce vă referiți? Stimulentele pentru antreprenori sunt foarte importante pentru dezvoltarea economiei locale. Un edil care nu înțelege că mediul privat stă la baza bugetului primăriei respective, a unității administrativ teritorial respective, nu va putea să administreze acea unitate. Eu prefer să reduc impozitele, cotele de impozitare, să sprijin în mod real antreprenorii privați, astfel încât unitățile lucrative ale acestora să se dezvolte sau să se înființeze altele noi. Pentru că în această variantă de lucru, crescând numărul antreprenorilor privați, se dezvoltă economia pe orizontală. Așa vom avea un grad de ocupare al forței de muncă mai ridicat, așa vom avea salarii competitive, așa reușim să avem implicit finalul, ceea ce înseamnă bani mai mulți la buget. Dar să facem bani din volum, nu din valoarea impozitelor și taxelor. Este foarte, foarte important sprijinul real al antreprenorilor privați, dar și atragerea de noi investitori în zonă, pentru că un oraș se poate dezvolta numai pe baza antreprenorilor și a investițiilor făcute în zonă. Dar pot fi scăzute taxele și impozitele? Totul stă în puterea Consiliului Local. Și cu siguranță, mă refeream dacă există posibilitatea financiară, să spunem, pentru oraș. Dacă gestionăm foarte atent tot ce înseamnă cheltuieli și, exact cum am spus mai devreme, creștem numărul de antreprenori privați, de fapt, nu va fi o scădere la buget, ci va fi efectul invers, o creștere la bugetul local prin mai multe contribuții. Pentru că atunci când un număr mai mare de antreprenori contribuie la buget, chiar cu sume mai mici, înseamnă un venit real mai mare decât ai avut înainte. Este o logică simplă, economică, referindu-se la volum și nu la cantitate. La sume efective. Spuneați și dumneavoastră, spunea și președintele Consiliului Județean, domnul Horia Teodorescu, că în Tulcea nu există o așa mare viață socială.
și că vă doriți schimbări în acest sens. Așa este. Așa este. Este un trist adevăr pe care trebuie să-l recunoaștem. Noi, tulcenii, trebuie să recunoaștem acest lucru, pentru că eu sunt relativ tânăr. Încă mă consider tânăr, la 44 de ani aproape. Dar mă uit în jur și privesc la cei mai tineri ca mine, la copiii noștri. Într-adevăr, orașul este, a devenit un oraș trist. A devenit un oraș fără viață socială, fără locuri în care să îți poți petrece timpul liber. Și așa cum spunea și domnul președinte Teodorescu, într-adevăr, dacă o să ieșim seara după orele 21, o să vedem că orașul este gol, ceea ce nu este normal pentru un oraș. Dar lipsa acestor facilități, parcuri de distracții, locuri de petrecere timpului liber, zone de agrement care să permită tulcenilor să-și petreacă timpul liber și să dăm viață pur și simplu orașului, pentru că noi trebuie să dăm viață acestui oraș, nu trebuie să-l lăsăm să se stingă. Sunt lucruri extrem de importante pentru dezvoltarea comunității în ansamblu ei. Nu putem să stăm deoparte, pentru că toate aceste lucruri au condus de fapt la o depopulare în timp. Ori noi avem o scădere a numărului de locuitori destul de semnificativă în ultimii 10 ani și nu ne permitem ca municipiu, reședință de județ, să înregistrăm și în următorii 10 ani o scădere demografică atât de mare, pentru că nu facem nimic altceva decât să transformăm acest minunat municipiu într-o zonă neatractivă, într-o zonă în care tinerii nu își doresc să locuiască și nu își doresc să se dezvolte. Iar acesta este efectul plecării tinerilor din Tulcea, faptul că administrația locală nu s-a implicat suficient pentru a crea premisele necesare ca acești tineri să rămână și să se dezvolte aici. Și despre lucrul acesta vorbeam inclusiv în oferirea posibilităților de a se perfecționa aici tinerii, de a-și continua poate studiile superioare, că nu toată lumea are posibilitatea să plece în orașele învecinate, în marile centre universitare. Nu sunt la prima experiență în colaborarea cu universități, am mai făcut lucrul acesta și cu siguranță o să reluăm cu universități care să poată asigura pregătire de specialitate pentru cei care doresc să se pregătească din punct de vedere al studiilor superioare, dar în același timp pun un accent deosebit pe partea de pregătire profesională, pentru că avem nevoie de forță de muncă pregătită. Ori știm cu toții că e un proverb românesc care spune că meseria e brățară de aur și într-adevăr este brățară de aur, pentru că eu cunosc aceste lucruri, nu am activat doar în parte de birou. Am inclusiv meserie tehnică, să-i spunem așa, și respect foarte mult oamenii care activează la nivel de meserie. Eu respect fiecare om în parte și întotdeauna mi-am dorit să pot să-i sprijin cu ce pot. Ce mai lipsește municipiului Tulcea în momentul ăsta, din punct de vedere al infrastructurii, să spunem, lucru pe care dumneavoastră, să spunem că vi-l propuneți prin acel program de guvernare locală să-l realizați? Dacă este să discutăm despre partea de infrastructură, municipiul Tulcea a înregistrat o degradare accentuată în ultimii ani de zile. Într-adevăr, au fost demarate câteva lucrări de infrastructură la nivel de municipiu, dar au fost lucrări efectuate haotic, necontrolat, ceea ce a produs un grad foarte ridicat de disconfort, dar în același timp a produs și un grad de nemulțumire justificat al populației, pentru că efectiv ne-am distrus mașinile cu care circulăm, am fost nevoiți ca pe lângă taxele și impozitele pe care le plătim anual să investim foarte mulți bani în reparațiile autovehiculelor cu care circulăm. Lucrările acestea sunt necesare și eu îmi asum în continuare lucrările de infrastructură ca pe o obligație a primarului și nu ca pe o linie de performanță. Pentru mine, refacerea infrastructurii rutiere, infrastructurii tehnico-utilitare sau infrastructurii pietonale constituie o obligație a edilului și nici de cum nu se încadrează în categoria performanță,
performanță. Despre performanță putem vorbi atunci când edilul creează politici de dezvoltare economico-sociale a întregii entități în ansamblul ei pe termen mediu și lung. Acestea sunt operațiuni curente pe care noi trebuie să le efectuăm ca edili. Sunt obligațiile noastre sau fișa postului, dacă vreți să-i spunem așa, pentru că cetățenii ne plătesc să facem asta. Nu facem nici din buzunarul propriu, nici, eu știu, ca un act de preamărire. Nu, este o datorie pe care ne-am asumat-o odată cu preluarea mandatului de edil. Pentru că așa cum fiecare dintre cetățeni sunt angajați printr-un contract de muncă, primarii sunt angajați prin vot. De fapt, primarul este angajatul tuturor cetățenilor și trebuie să-și îndeplinească atribuțiile pe care și le-a asumat prin acel contract de muncă care se cheamă vot. Da, e cum spuneți dumneavoastră, într-adevăr, că aceste lucrări n-ar trebui să fie așa o mare... cumva considerate o mare realizare, în general vorbim de în orice localitate, dar sunt, se fac greu sau nu se fac? Ele sunt absolut necesare. De asta aceste lucrări de refacere a infrastructurii rutiere, pietonale, tehnico-edilitare, ele sunt absolut necesare și foarte importante pentru comunitate. Dar aceste lucrări trebuie făcute organizat și într-un timp foarte scurt. Ca să fiu pe înțelesul tuturor oamenilor, am început o stradă, o finalizez în cel mai scurt timp posibil, inclusiv prin a specifica în contracte, în caiete de sarcini, posibilitatea de a lucra inclusiv, eu știu, pe perioade de noapte. Vedem în afară, se lucrează noaptea, se lucrează pentru a scurta cât mai mult timpii de lucru. Nu putem să începem o stradă anul acesta și să lăsăm, să condamnăm cetățenii de acolo să stea în praf și mizerie, fără trotuare, fără stradă, fără locuri de parcare, fără condiții de trai din punct de vedere al mediului, pentru că praful ne afectează, da? Să-l las un an, doi. Nu este posibil așa ceva. Lucrările trebuie, vor fi, pe mandatul meu nu se va întâmpla lucrurile astea. Pe mandatul meu termenele vor fi scurte, clare și vor fi respectate 100%. Personal mă voi ocupa de lucrul ăsta, pentru că tulcenii au suferit mult, prea mult în ultima perioadă. Foarte mult, am suferit cu toții. Eu trăiesc în acest oraș și ca mine toți tulcenii trăiesc. Nu putem să facem lucrurile așa. Ele, repet încă o dată, sunt absolut necesare, dar lucrurile se efectuează etapizat, în termene bine asumate și care să fie îndeplinite fără doar și poate. Nu voi accepta niciodată să se întâmple ce s-a întâmplat în acești ultimi ani. Și vă dau un exemplu. Avem strada Mahmudiei din municipiul Tulcea, care a fost spartă, au fost tăiați arborii, au fost scoși arborii, distruse trotuarele și a rămas așa aproape 2 ani de zile. Iar nici în ziua de astăzi nu se lucrează. Se lucrează timid înainte de ziua votului. Nu e posibil așa ceva. Am condamnat mii de oameni să trăiască în niște condiții greu de descris. Nu putem să facem acest lucru. Mai avem strada Ile Caragiale, care la fel a fost începută acum un an de zile, cu termen scurt. Comunicatul de la acel moment spunea că vor fi în termene scurte realizate. Iată că a trecut un an de zile și oamenii tot în aceleași condiții lucrează. Aici trebuie să fie maximă implicare și, cel mai important, echipa care monitorizează lucrările și constructorii trebuie să-și facă treaba. Spuneați de arbori, așa cum am gândit mai la spații verzi. Care e situația în municipiul Tulcea? Are destule parcuri orașul? Și dacă tot vă întreb de asta, o să vă rog să vorbim și de locuri de parcare. Da, o să vorbim în paralel cu ele. Vorbim despre spațiile verzi. Spațiile verzi cred că au devenit o problemă esențială a tuturor unităților administrativ-teritoriale, că este oraș, municipiu, reședință de județ sau comună. La nivelul municipiului Tulcea, din păcate, nu s-a întâmplat în ceea ce privește reamenajarea de spații verzi, extinderea lor sau măcar eliberarea acelor spații verzi care servesc, eu știu, ca parcări, numai ca spații verzi, nu sunt, deși sunt prinse în registrul spațiilor verzi,
Nu s-a întâmplat. Singura zonă în care s-au întâmplat anumite lucruri a fost cartierul Dallas din municipiul Tulcea, pe care în anul 2021 am coordonat activitatea de refacere, cumva, reorganizarea acestui cartier și a lucrărilor de acolo. Am refăcut absolut toate spațiile verzi, am renaturat spațiile verzi, conform registrului spațiilor verzi. Am montat sisteme de irigație automat pe zona respectivă, am plantat arbuști, am plantat diverse plante ornamentale în zonă, iar astăzi, bineînțeles, odată cu refacerea întregii infrastructuri, căi de rulare, trotuare, locuri de joacă pentru copii, parcări în zonă, și am reușit să aducem acel cartier la normalitate. Oamenii sunt foarte bucuroși, dar am să vă povestesc pe scurt și cum am reușit să fac lucrul acela. Am făcut-o de comun acord cu cetățenii. Ne-am întâlnit acolo cu cetățenii, le-am explicat ceea ce urmează să se întâmple în cartierul lor. Oamenii au venit cu completări, cu sugestii, am ținut cont de ele, pentru că cetățenii care locuiesc acolo, în viziunea mea, cetățeanul este suveran și trebuie să-i creez condițiile pe care și le dorește omul, pentru că nu locuim noi acolo. Am reușit să găsim o soluție comună pentru această zonă și oamenii s-au implicat activ, iar acum este un cartier foarte, foarte frumos. Același lucru urma să se întâmple la nivelul întregului municipiu, numai că, din păcate, acel cartier pe care l-am refăcut și mulțumirea oamenilor au atras o reacție nefirească a primarului în funcție, care, simțindu-se cumva, eu știu, amenințat din punct de vedere al capitalului, să-i spunem așa, la care se gândea domnia sa, a luat decizia de a-mi retrage atribuțiile din această sferă a gospodăriei municipale și, din păcate, cele două cartiere pe care le propusesem pentru a fi reabilitate în anul 2022, respectiv cartierul Vest și cartierul E3, bazate pe experiența cartierului pe care deja îl făcusem, nu s-a mai întâmplat și nu s-a mai întâmplat nimic în acest sens. Nu mai vorbim de Parcul Victoria, care a rămas în același stadiu, cred că de cel puțin 10 ani, mai mult de 10 ani. Nu mai vorbim de tabăra Bididia, unde nu s-a întâmplat absolut nimic, deși a fost mult promisă de toată lumea că se va întâmpla, că se va întâmpla și nu s-a întâmplat nimic. Nu mai vorbim de Cinema Dacia, care este un simbol al municipiului nostru, care a revenit, care a ajuns în patrimoniul nostru al primăriei și a rămas la fel cum era și în urmă cu 10 sau 15 ani, sau de toboganul de la Ciuperca, unde doar a fost eliminat, iar în acea zonă au rămas într-adevăr iarbă până la gât și un spațiu total neutilizabil, închis, îngrădit, lucruri unde puteau să se întâmple, lucruri simple, pentru că eu am avut soluțiile încă din primul an de mandat, le-am propus primarului în funcție. Erau lucruri care se puteau face de către administrația publică, doar noi, dar erau lucruri care se puteau face și în parteneriat public-privat, pentru că trebuie să creăm această structură de parteneriat public-privat, să o dezvoltăm la nivel administrativ, pentru că este eficientă, dezvoltând în același timp și unitatea administrativ-teritorială, dar și mediul privat. Iar ca propuneri, da, o să vă dau ca propunere una dintre ele, este Bididia, în care o propun a se transforma în Bididia Aventura Park, și am să și motivez de ce se întâmplă lucrul acesta, pentru că este amplasat într-o zonă foarte frumoasă, este amplasată în imediată vecinătatea polderului Zagen, în imediată vecinătatea satului Pescăresc, și putem crea în acea zonă un pol destinat turiștilor, dar și tulcenilor, nu numai turiștilor. Pentru că activitatea mea, pe care am desfășurat-o în turism foarte mulți ani de zile, mă ajută să creez o viziune despre ce înseamnă dezvoltarea unei zone. Și am să vă dau un exemplu. Vin foarte mulți copii, mai ales după ce s-a construit podul de la Brăila, a creat o mai ușoară conectivitate cu,
cu Tulcea și vin copii sau turiști din zona Galați, Brăila, din cealaltă zonă, din Constanța, Călăraș, care vin în Tulcea, merg la acvariu, care este o frumusețe de acvariu, vin, vizitează faleza Dunării, care este renovată și este o frumusețe, și cam atât. Din păcate, nu mai au ce să mai viziteze în orașul nostru. Iar acea zonă, zona de Aventura Park, zona satului Pescăresc, zona polderului Zaghen, poate fi un pol, într-adevăr, un pol turistic în care turiștii au ce vizita, au ce vedea. Când vorbiți de parteneriat public-privat, nu vă temeți că aplicându-l apar poate apoi discuții legate de ce l-ați ales, ați ales firma respectivă, nu firma respectivă, pentru astfel de proiecte? O să vă și spun de ce. Pentru că în alegerea unei relații de colaborare în ceea ce înseamnă parteneriatul public-privat, sau în atribuirea oricărui tip de contract pe care primăria municipiului Tulcea îl va da sub mandatul meu, transparența va fi maximă. Și o subliniez și am spus-o și pe silabe. Maximă. Pentru că așa sunt eu structurat. Niciodată nu voi accepta acele metehne vechi cu care ne-am obișnuit. Toți românii, toți știm că în ani de zile s-au tot întâmplat. Firma X, firma Y, firma Z. Pentru mine nu există afinități, nu există obligații, nu există, interese personale. Pentru mine singurul interes este interesul comunității. Și voi fi tot timpul transparent și deschis, astfel încât fiecare cetățean să poată să vadă clar și cu ochiul lui că Tulcea are un alt fel de primar. Știți că e greu de crezut. Este greu de crezut. Am întâlnit ideea că PSD, PNL, marile partide în general, vin și și spun membrilor ce trebuie să facă, cum trebuie, cui să-i dea și așa mai departe. Adevărat, numai că eu am spus și lucruri pe care l-au apreciat colegii mei din partid, am spus că eu nu mă pot schimba și că eu am fost, sunt și voi fi mereu același om. Drept dovadă, nu voi accepta niciodată, dar când o spun niciodată, este niciodată scrise cu litere de o șchioapă, că eu nu voi accepta niciun compromis de acest gen. Niciodată. Deci o spun cu toată gura și cu toată apăsarea. Rămâne înregistrat. Da. Din acest program de dezvoltare locală, este un proiect care vă este cumva poate cel mai drag și vă doriți neapărat să-l implementați într-un mandat de primar? Știți cum este? Sunt toate proiectele îmi sunt dragi și când am făcut, când am lucrat la acest program de guvernare locală pe care mi l-am asumat și pe care l-am pus pe masa tulcenilor, astfel încât să fie informați, pentru că am vrut să fie informat. Am luat fiecare proiect pe care l-am pus și m-am implicat personal și împreună cu echipa mea de consilieri. Am dezbătut ore în șir, zile poate, ca să reușim să construim un program realist. Un program care să fie destinat tulcenilor, un program care să fie realizabil. Nu mi-a plăcut să-mi asum sau să ies în fața oamenilor să spun că facem nu știu ce minuni. Nu sunt genul. Eu ceea ce promit fac, pentru că eu trăiesc aici, am trăit aici în fiecare clipă a vieții mele, ies pe stradă, am mers cu capul sus pe stradă toată viața și așa va fi și de acum încolo. Dar într-adevăr sunt proiectele, dacă am proiecte de suflet, așa să spunem, sunt proiectele dedicate copiilor. Pentru că copiilor și tinerilor, pentru că trebuie să recunosc, am o mare slăbiciune la copii. Copiii sunt atât de dragi, dacă sunt în cele mai grele sau momente de oboseală, vorbim despre copii, iar copiii sunt de fapt viitorul nostru. Și pentru ei, proiectele pentru ei referitoare la BDD Aventura Park, referitoare la Parcul Victoria, referitoare la locurile de joacă, dar
un aspect extrem de important sunt terenurile de sport multifuncționale pe care le voi construi în fiecare cartier. Sunt lucruri care se vor întâmpla 100% garantat în mandatul meu. Deci copiii vor fi prima prioritate a mea din acest punct de vedere. Sunt lucruri pe care orice administrație ar fi putut să le facă. Aici intervine doar voința. Nu sunt investiții colosale. Să vorbim de investiții pe termen lung, în care este necesară intervenția statului român, ajutor financiar extraordinar, dar terenuri de sport multifuncționale, locuri de joacă pentru copii, parcuri pentru copii, se puteau realiza cu ușurință în toată această perioadă. Numai că atât s-a putut, să dăm trecutului ce este al trecutului și să privim spre viitor. Eu așa văd lucrurile, sunt o fire optimistă, sunt o fire luptătoare. Când mi-am fixat un obiectiv, eu mi-l ating și odată ce l-am atins, iau un alt obiectiv și merg mai departe. Țin să vă spun că da, mă voi implica cu toată puterea mea și voi fi prezent în fiecare zi în mijlocul tulcenilor. Bun, atunci o să-i lăsăm pe ei să vă mai întrebe când vă întâlnesc. Oricând, cu mare drag, plăcere este de partea mea. Și eu vă mulțumesc frumos că am discutat. Și eu vă mulțumesc. Și mult succes în continuare în campania. Vă mulțumesc tare mult. Îi aștept pe tulceni la vot pe data de 9 iunie. Este foarte important să ne exprimăm dreptul la vot. Eu știu că este esențial pentru Tulcea acest moment, este crucial chiar pentru viitorul orașului nostru și vă aștept la vot pe data de 9 iunie să ne exprimăm dreptul pe care l-au câștigat înaintașii noștri cu greu în 1989. Da, așa este. Este foarte important să mergem la urne, să votăm pe cine ne-a convins poate cel mai mult. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, vă rog să o faceți în continuare. Ne vom revedea la alte interviuri. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. La revedere!